Sos de căprior, berbecuți la proțap, pâine cu țelină, bulgur cu coastă și mămăligă de mei sunt doar câteva dintre rețetele vechi de sute de ani care au fost prezentate juriului la concursul de tradiție culinară la Casa Tudorii. Desfășurat pe ruinele orașului unde s-a născut marele voievod Mihai Viteazul, evenimentul gastronomic a adunat mii de oameni pe situl arheologic de lângă Giurgeni. Festivalul medieval culinar poartă numele Mamei Voievodului, Tudora, și urmărește să promoveze tradiția, istoria și cultura acestor meleaguri. În 1600, când a trecut în Transilvania, și-a luat un cronicar din zona respectivă, un ungur, pe care îl chema Ștefan Samoscozi. Acesta stătea pe lângă măria sa și se scria tot ce spunea el. Și printre altele, cronicarul spune așa, măriei sale îi plăcea să spună că este den orașul de la vărsarea Ialomiței în Dunăre, adică orașul de Floci. Păi ce alt certificat de naștere mai clar și mai autentic? Cele aproape 100 de echipaje înscrise în concurs au încercat să demonstreze că duc mai departe gusturile vechi și că mâncărurile preparate după rețetele bunicilor sunt nu doar gustoase, ci și sănătoase. Facem o demonstrație live a rețetei de berbecuț la proțap, care se desfășoară după o rețetă veche. Avem un berbecuț aici de 40-50 de kilograme, pe care l-am pregătit cu 3-4 zile înainte într-un baiț pe care l-am făcut cu lămâie, cu piper, cu boia, cu cimbru, cu apă minerală, cu vin, cu bere neagră, cu diverse mirodenii și astăzi, deci după 4 zile în care el a stat la baiț, îl pregătim la proțap, îl pregătim de azi dimineață de la 7, deci cam 8-9 ore cel puțin. Avem aici tocănică, dar de capie, sărmăluție cu mălgâluță caldă, fasolică cu ciolan, mâncare de cartof cu carne de porc, tocană de chipadele. Deci meiul l-am procurat și eu de la cineva din sat, l-am râșnit că nu mai există moară, l-am dat prin sită, prin ciur și am pregătit cum se pregătește mămăliga. Rețeta o știu de la bunica mea, Dumnezeu să o ierte, și foarte mult despre mămăliga de mei mi-a vorbit tata când era mic și pe timpul războiului și secetei și sărăciei mâncau mămăliga de mei, care era un deliciu. Și da, probabil și înainte să fie adus porumbul. Da, 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 da. Bochitură și cu brânză și cu mămăliguță. Mămăliguță avem aici. Tocăniță de cartofi cu cărniță de porc. Nu, aici e, da, tocănița de cartofi. Aici avem fasole cu ciolan. Aici tocană de chipadele. Dincolo avem pâine. Aici avem rață pe varză. În partea asta altă avem pe domnul Vice, care a venit și cu pastramă la ceaon și cu fasole, cu kaiser la ceaon și cu varză, cu cârnații afumați la ceaon și cu un alt fel de pastramă iute, tot la ceaon. Ce să vă spun? Între ele este mai vechi așa. Deci noi avem gighir, care are pe masă, l-a pregătit domnul viceprimar. Noi avem aici o urdă făcută în casă cu smântână și cu ceapă roșie și ceapă coaptă deasupra, care intră și în concurs, și rața pe varză, ca să o vedeți aici, aici. Oare asta când se mânca în trecut, la sărbători? Se mânca la sărbători, da, și mai mult iarna, așa, deci după ce trecea și s-a apărea și vinișorul, avem și vin ca să poată servească, și un coniac în casă făcut de 5 ani de zile și o țuică de 2 ani de fructe. Adică suntem pregătiți cu tot ceea ce îi trebuie unui om să poată să servească la masă ceva bun. Și dulcețuri, și gogoși, și murături, și ardei iute, și pastramă, și fasole, și de tot ce își dorește fiecare să servească. Măruntaie de oaie și cu carne, care conține și ardei iute, și ceapă. Și cum se face? Deci toate să taie mărunt. Ce se pune? Ficat,
carne, rinichi, inimă, un pic de plămân, nu foarte mult, că plămânul nu prea se mănâncă. Și după aceea să prăjesc bine, să fierb un pic ca să fie moale, punem ceapa, după ce se călește ceapa, deși o culoare frumoasă, punem ardeiul iute cu ardeiul capia. Dumneavoastră, de unde ați cules rețeta? De la părinți. De la părinți. Și părinții o știau de la cei care făceau transhumanță, deveneau din Argeș în general, pe timpul Ceaușescu. O tocăniță cu cartofi, carne și cârnați. Este preparată cu legume din solariile mamelor, bunicilor, părinților noștri de la Ciulnița de acolo, toate legumele, carne din gospodărie și cârnați, făcută cu untură, totul tradițional. Turta străbunicii cu mălai, jumăr și varză murată, în ulei se carnea cu jumări, adică cu grăsime, se prăjește și apoi o scoatem și în același ulei călim varza. Se pune apă la fier și se pune mălai un minut, doar să dea câteva clocote, apoi le amestecăm cu drojdie și cu ce am făcut, cu carnea, cu jumările și cu varza murată. Se pune într-o tavă și se pune la cuptor pentru 30 de minute, cam așa. Sosul de căprior, aici este. Ce cuprinde el? Legume, în principal carnea de vânat, ciuperci, ardei roșu, morcov, la sfârșit măsline și pătrunjel. E o rețetă specifică? E o rețetă din zona noastră, care încercăm să respectăm. O avem de la mai mari, mai bătrânii vânători ai noștri. Pe vremuri când Mihai Viteazul n-avea lupte cu turcii, mergea la vânătoare. Mergea la vânătoare și cred că prepara acest produs. L-ați păstrat, da? Da. Mai departe avem un storceag. Așa arată un storceag. Este din sturion, așa trebuie să fie storceagul. Și? Învățat tot de la bătrânii noștri pescari din zonă. Ce cuprinde? Arată fenomenal. Da, se drege ca o ciorbă de burtă, după cum ați văzut, și trebuie să fie din sturion, musai din sturion. Preparate calde, antreuri, conserve și produse de patiserie, toate au demonstrat diversitatea culinară specifică Ialomiței. Aici este o tocăniță țigănească făcută de noi, cadrele didactice de la școala profesională Profesor Ioan Man, structura Evanghelie Zapa Broșteni. Este o rețetă interpretată 1 la 1 de la bătrânii romi din localitatea Broșteni. Cum se face, doamnă? Această tocăniță, spre deosebire de tocănițele bine cunoscute, aici călim întâi de toate carnea, cotletul de porc. Dar se călește, prima dată se înăbușește, se pune cu apă și când se evaporă apa, rămâne în sucul lui propriu și în ulei. După ce se călește și se rumenește, se adaugă legumele, ceapă, morcov și ardei. În a treia fază de pregătire se adaugă 3 feluri de carne, pentru că asta o face specială, se adaugă cârnați, se adaugă costiță și kaiser afumat. Oblete marinat, scrumbie marinată și aici un rasol de pește cu mujdei de usturoi și cu cartofi fierți. Foarte bun. Asta e chiar din bătrân. Și asta cum se face? Rasol? Cum se face? Se pune peștele la sărat, peștele să fie sărat. Se spală după aceea bine de sare, după aceste 2-3 zile și se fierbe împreună cu cartofii. Cartofii pe fund, pește, fierb așa cât de cât, după care se adaugă peștele. Peștele fiind sărat, își ia și cartoful sare și miros de la cartof. Și cu mujdei de usturoi, cu un pic de pătrunjel și mâncăm cu mămăliguță de rupe. Am preparat plăcinta din carne cu sos picant, ardei iute am pus, picant, ciuperci, tot picant, și șnițel de pește, cu sos și smântână pătrunjel. Și cașa. Asta ce este? Este din lipovenească, este din orez, rahat și stafide. Dar foarte bună. Cât
folosim făină, apă caldă, drojdie și puțină sare. Și le frământăm, le lăsăm la dospit, facem rondele așa și pe urmă facem scoverca. Când se făceau ele? Cine le făcea? Le făceau mai mult la astea, șezători, la clacă, la șezătoare, se strângeau femeile și copiii și se făceau scoveri, gogoși, de toate. 54 de echipe și 470 și ceva de rețete, nici eu nu mai țin minte câte sunt. Da, interesul manifestat de Ialomița este foarte mare. Mă bucur că sunt 26 de primării care sunt în concurs, sunt foarte multe școli, foarte multe licee. Este într-adevăr de la an la an, cred că mai bine organizat și cu mai mulți participanți. E un palmares acesta și o spun cu bucurie, ceea ce înseamnă că toate eforturile noastre ale Consiliului Județean, ale instituțiilor de cultură, iată, sunt răsplătite prin înscrierea concurenților, prin prezența unui public numeros. Sarmalele cu mămăliguță și ciorba de pește au fost printre preferatele publicului. Punem morcov, roșii, țelină, ardei gras, roșu și verde, păstârnac, ceapă din grădină de la noi. Peștele îl prindem noi, cred că ăsta e secretul borșului. Îl acrim cu borș. Și când se pune peștele? Peștele se pune la urmă, după ce este zarzavatul fiert, punem peștele. Și când peștele se ridică la suprafață, atunci este gata borșul. De unde ați învățat rețeta? De la străbunici, de la bunici, de la părinți. Da. Vă mai amintiți când ați făcut prima dumneavoastră ciorbă de pește? Cred că acum 3 ani. Doar 3 ani. E vreun om la Stelnica să nu știe să facă ciorbă de pește? Sunt destui, da. Sunt destui, care nu sunt bucătari. Și ce pește puneți? Punem crab, som, crab chinezesc, mreană și șalău. Secretul e să puneți mai multe feluri de pește. Da. Păi nu știu, fiecare are gustul lui și toate la oaltă dă gust, ciorbei gust foarte bun. Cum sunt sarmalițele? Foarte bune, gustoase. Seamănă cu cele din copilărie. Da, da. Da, da. Da, e foarte gustoase. Foarte bune. Da. N-are, nu-s grase, nu-s normal, îi trebuie un pic de grăsime, dar foarte bune, foarte bune. Și mămăliguță foarte bună. Da, sunt calde, sunt fierbinți, e bine. Sunt mărite cu mămăligă. Și sunt bune, le-ați gustat? Foarte bune și sunt calde. Uitați acum ne dă doamna acolo. Da. Fermăluțe cu mămăligă. Sunt foarte gustoase și foarte bune. Peisajul medieval a fost completat cu costume din epoca Marelui Voievod, reconstituiri ale luptelor lui Mihai Viteazul cu turcii și cu muzică medievală autentică. Din nou armata lui Mihai se retrage, dar cu siguranță va continua să hărțuiască armata otomană. Nu au lipsit lansările de carte, degustările de vinuri și atelierele de împletit papură. Primii 10 copii au realizat prima lor rogojină. Felicitări! Încă mai avem puțin de lucru. Aplauze, aplauze, aplauze! Le veți lua ca amintire acestei zile. Astăzi plecăm cu toții cu amintiri, nu numai în suflet, amintiri foarte frumoase, ci și voi plecați în minunțe așa cu primele voastre rogojini din papură, lucrate împreună cu echipa Moara de Cuchie din Comana.
Organizatorii, Consiliul Județean Ialomița și instituțiile de cultură din subordine s-au întrecut în a oferi publicului în cele două zile de festival activități dintre cele mai diverse menite să ducă mai departe gastronomia ialomițeană.